Dragilor, astăzi alături de noi este Cristian Român, senior editor, revista Știință și Tehnică și vom vorbi pe marginea cărții Lumea și demonii ei, Știința ca lumină în întuneric de Carl Sagan, o carte publicată în colecția de știință Matesis a editurii Herald. Cristian, care este rolul științei în societatea modernă, în lumea în care trăim? Da, se pot da multe răspunsuri, dar cred că ultimii doi ani au marcat foarte bine rolul științei în societatea în care avem bucuria de a trăi. Trăim, în ciuda întâmplărilor prezentului, trăim într-o lume minunată în care știința avansează foarte mult. În momentul declanșării pandemiei cu virusul acesta COVID, se știa foarte puțin despre acest virus, foarte puține lucruri. Dar iată că situația a fost de așa natură încât cercetătorii lumii s-au mobilizat și au pus mințile alături și au găsit soluții. Au găsit soluții prin vaccinare, soluții prin identificarea unor formule care pot ajuta la tratarea COVID-ului. Iată un aspect care nu poate fi neglijat. Este drept ca să fac în balanță și cu cartea lui Carl Sagan, din rândul pseudoștiinței s-au ridicat foarte multe voci împotriva științei. Una dintre aceste voci era vocea unui cunoscut avocat care se plângea de faptul că, cum doamne, știința care le știe pe toate nu știe asta, că se lălăie, că nu știu ce, în loc să găsească repede, să rezolve repede enigmele. Am îndrăznit să-i comentez faptul că știința este ceea ce știm, ea caută răspunsul, nu le are dinainte, nu este o formulă matematică prin care afli adevărul în cazul unui virus, de exemplu. Bine, domnul avocat este un personaj care apără drepturile omului. Drept consecință, nu mi-a spus la întrebare, dar m-a și blocat. Nu m-a pus să-i văd genialele postări. Pe de altă parte, știința, atunci când se transformă în tehnologie, ne face viața mai ușoară. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat sau în ce lume am fi fost în absența comunicării acestea pe care avem noi în momentul de față prin intermediul unor aplicații care sunt instalate pe calculatorul oricărui om de pe planetă. Gândiți-vă că pandemia, pe lângă șirul de efecte negative pe care le-a avut, a avut și darul de a ne pune în față o mare provocare pentru care deja exista soluția. Soluția normal că ar fi fost aplicată, dar peste multă vreme, ideea de a munci de la distanță. Domnule, exact, toată lumea. Exact la asta mă gândeam eu în timp ce te ascultam. Mă gândeam la care ar fi avantajele perioadei sau a ultimilor 2 ani. Și iată că probabil pe principiul nevoia pe om îl învață. Probabil că lucrurile pe care le facem de 2 ani de zile încoace, și anume tot felul de întâlniri pe Zoom sau pe Skype, tot felul de conferințe, iată tot felul de live-uri și înregistrări pe care le facem noi acum, le-am fi făcut peste mult timp. Dar fiind cumva nevoiți, pentru că oamenii nu pot trăi deconectați total, și iată că internetul, tehnologia, laptopul, aplicațiile despre care vorbeam mai devreme, ne ajută cumva și într-adevăr ne fac viața mai facilă, mai ușoară. Da, acum cu munca de la distanță, cu telemunca, pe care mi-am dorit totdeauna. Se întâmplă o chestie interesantă cu telemunca asta. Parcă stai acasă, ești boier, muncești din pat, dar
toți pe care știu care lucrează de la distanță au ajuns să muncească mai mult decât dacă s-ar fi dus la serviciu. E drept, poți să lucrezi la orice oră, la unul noaptea, de fapt, sunt o ființă, mai nocturnă. Asta este ideea, că nedecuplându-te total, poți să verifici mail-uri și la ora 9 seara sau la ora 10, poți să răspunzi la mail-uri și atunci, într-adevăr, ai sentimentul sau senzația aceasta că lucrezi mai mult. Putem lua decizii inteligente în viețile noastre, apropo de exemplul pe care l-ai dat cu pandemia. Putem lua decizii inteligente în viețile noastre dacă nu înțelegem diferența dintre miturile pseudoștiinței și ipotezele testabile ale științei? Nu. E, pentru mine răspunsul ăsta este clar. Nu. Dacă nu înțelegem cum funcționează știința, știința nu este numai o sumă de cunoștințe, ci și un mod de a gândi, un mod de a vedea lumea. Ori metoda științei, de fapt sunt mai multe metode în funcție de știința la care este aplicată respectiva metodă, ne ajută să gândim rațional. Și n-aș vrea să fie cineva surprins, știința lasă loc și poezie. Și Carl Sagan este chiar un om care a demonstrat de-a lungul timpului această fantastică putere a științei, aceea de a ne ajuta să visăm mult mai departe decât în absența cunoștințelor pe care ni le oferă știința. Cărțile lui Sagan de multe ori pot fi considerate și ca fiind valoroase și în zona literară prin conținutul lor. Iar Lumea și demonii este doar un exemplu în acest sens. Mai este o carte, miliarde și miliarde, dacă nu mai știu, ultima carte pe care a scris-o Sagan, exact, care are niște capitole. Eu nu sunt chiar așa un sentimental, dar aproape că mi-a dat lacrimile, mai ales ultimele două capitole, în care știa Sagan că îi se apropie sfârșitul. Și avem nevoie, în continuare, nevoie de cunoștințele pe care ni le oferă știința, din ce în ce mai multe. Dacă în ultimii doi ani a fost preocupați de zona medicală a științei, să nu uităm că de curând a început să transmită primele imagini, este încă în perioada de reglare, telescopul spațial James Webb, care vede în infraroșu și va putea să ne ofere imagini ale primelor stele din univers. Gândiți-vă, o imagine, ce e o imagine? E o imagine, o poză. Dar gândiți-vă că în stelele alea s-a fabricat, cum spunea Sagan, pulberea de stele din care suntem noi formați. Pentru ca noi să apărăm, trebuia să moară niște stele. Ei bine, vom putea să vedem primele stele care au murit pentru a face posibil dialogul ăsta dintre noi doi. De altfel, se și spune, dacă vorbim despre Carl Sagan, laureat al premiului Pulitzer, poate cel mai celebru astrofizician și astronom, se spune despre el că a popularizat știința nu doar ca pe o sumă, așa cum ai spus, sau ca pe un cumul de cunoștințe, ci ca pe un mod de gândire oferind strategii și instrumente proprii gândirii critice. Gândindu-mă la cartea despre care vorbim astăzi, Lumea și demoniei, știința ca o candelă, traducerea mot-a-mo din engleză, ca o lumină în întuneric. Carl Sagan demontează cumva pseudoștiința și face această diferență dintre veridicitatea, autenticitatea științei și ceea ce înseamnă pseudoștiința, mai ales în contextul lumii actuale, în care, iată,
Există foarte multă informație pe care nu o mai decelăm și pe care nu o mai înțelegem așa cum trebuie. Da, într-adevăr, și o face magistral. Chiar avem un mic, o mică trusă de detectare a năzbâtiilor, care merită a fi citită. Și Carl Sagan mai spune, domnule, și știți să se emit ipoteze, deci lucruri care nu sunt încă dovedite. Dar ipotezele alea trebuie să îndeplinească totuși niște criterii. Nu pot emite într-un domeniu oarecare orice ipoteză îmi trece mie prin cap, ci ipotezele probabile care urmează apoi să fie acceptate devenind astfel teorie sau respinse, pentru că faptele le infirmă. Întreaga carte reprezintă un alt kit, o trusă foarte bună pentru detectarea năzbâtilor. El dă și foarte multe exemple cu răpirile de către extraterestri, cu ăștia care sunt împotriva teoriei evoluției, alții care au, eu știu, tot felul de fantezii legate de medicină. Ați citit pseudomedicină și oferă iarăși foarte multe argumente și explică foarte bine felul în care trebuie abordate aceste lucruri. Niciodată nu o să putem respinge noi pseudoștiința cu totul. Nu, aici nici Sagan, care era un optimist incorrigibil, nici Sagan nu vedea, nu își făcea prea mari speranțe. Dar important este ca din ce în ce mai mulți oameni să înțeleagă cum poate separa pseudoștiința, năzbâtiile de lucrurile care sunt veridice, să le numim noi așa, verificabile, testabile. Să știți că nu e o chestie chiar așa ușoară, e o chestie extrem de dificilă și, repet, Sagan explică foarte bine, eu doar vreau să adaug faptul că am descoperit în perioada asta pandemiei oameni cu o altă educație și profesori universitari. Unii dintre ei cunoșteam personal, am fost camarazi la armată și îl apreciam pentru inteligența sa, era formidabil. A ajuns profesor universitar și lansa niște năzbâte legate de COVID, de nu mi-a venit să cred. Am încercat să explic, m-a făcut în fel și chip. Era un tip extraordinar. Nu, n-am. Deci, eu? Ideea că trebuie luptat în continuare împotriva pseudoștiinței și nu ține numai de nivelul de inteligență, nivelul de educație. Ține și de un fel de structurare a gândirii, astfel încât să favorizezi informațiile care pot fi verificate. Cred că ține, e o părere personală, cred că ține și de, pe lângă nivelul de inteligență și pe lângă nivelul de educație, cred că mai ține cumva și de aplicarea, să spunem, sau abilitățile de înțelegere ale persoanei respective în domeniul științei. Pentru că poți să fii profesor universitar, poți să fii profesor universitar cu doctorat și să activezi într-o zonă care nu are legătură cu știința, chiar dacă domeniul respectiv presupune cercetare. Pentru că putem vorbi despre știință și în cazul facultății de litere. Putem vorbi despre știință și în studierea unei limbi foarte vechi. Putem vorbi despre, adică când vorbim despre cercetare, în general vorbim despre știință și atunci nu emiți niște adevăruri și cu ghilimele de rigoare. Nu emiți niște false ipoteze sau niște adevăruri doar așa de dragul de a le emite, dar nu în baza unor cercetări care presupun aceste cercetări poate ani și ani de studiu.
Păi, cu exemplu de mai devreme, omul e inginer, într-adevăr, nu e medic. Dar între postările lui, cele de care m-am luat, el se apucase să facă calculele dintr-un articol publicat într-una dintre cele mai mari reviste de medicină din lume. New Journal, New England, NJM, mă rog. Și că au greșit, că la, că iau te tâmpici. Ea mi-a explicat, băi, nene, ăsta e una dintre cele mai tari reviste de medicină de pe planetă. Ziua următoare publică și uite, băi, care e adevărul. Și publică o lucrare care n-a fost publicată nicăieri, a fost tradusă de către amiciții de la noi, a fost tradusă în română, în care spunea că era un cercetător la universitate din Spania care spunea că vaccinurile conțin grafen. E incredibil. Deci asta, care nu era într-o revistă științifică, o lua de bună, iar ce dădea revista științifică date, articolul din revista de știință, erau contrazis. Diferența este că într-o revistă de medicină, într-o revistă de știință în general, poți să fii cu observații, să atragi atenția. Băi, vezi că s-a greșit. N-a făcut asta. Dar, în schimb, repet, accepta articolul care universitatea respectivă chiar a dezmințit că s-au făcut în cadrul ei cercetări în această privință. Și aș mai adăuga un personaj, șeful Catedrei de Fiziologie de la Universitatea de Medicină din București, care pe pagina sa de Facebook a postat niște năzbâti în timpul pandemiei. Că măștile nu sunt bune, că vaccinurile sunt așa și pe dincolo. Și el chiar era în domeniu. Putea să verifice informația și avea, cum să zic, înțelegea ce scrie, ce scriu în articolele din revistele medicale. Eu mă pot margini la rezumatul ăla de la început și la concluzii, că mi se prind urechile, vorbesc cu tot o altă limbă. Fiecare știință are limba ei proprie, care e greu de prins de către un profan. Eu cred că există, și de aici părerea mea, această polarizare și dividere, aș putea spune, a societății și nu numai a societății românești, pentru că ce întâlnim la noi e peste tot. Această polarizare a societății în păreri foarte diferite aflate la poli opuși, cred că se întâmplă și din cauza unui grad foarte mare de suspiciune în spațiul public, spun eu. Deci un grad mare de neîncredere, poate de nesiguranță, și atunci de aici vin aceste suspiciuni că ăla a spus, că ăla n-a spus, ce este adevărat, ce este fals. Acum, întorcându-mă la impactul științei și la cartea lui Carl Sagan, Lumea și demonii ei, știința ca lumină în întuneric, aș vrea să fac o scurtă analogie, să spunem, cu altă o carte a lui Carl Sagan, Cosmos, asta apropo de modul poetic, foarte empatic, foarte cald, foarte blând al lui Carl Sagan, pe care îl regăsim în cele două cărți menționate de tine mai devreme. Este vorba despre Cosmos și Miliarde și miliarde, dar chiar și în Lumea și demonii ei aș da citire câtorva capitole, titluri de capitole. Extraterestri, stratageme și secrete. Altul se numește Halucinații, altul Lumea bântuită de demoni. Despre distinția între viziuni adevărate și viziuni false. Terapia, dragonul din garaj, cetatea durere, frumoasa artă a detectării bazaconilor, obsedat de realitate, antiștiința, somnul lui Newton. Iată, foarte multe titluri de capitole și subcapitole din cartea lui Carl Sagan, care într-adevăr au ceva în ele poetic.
Da, e foarte frumos ce spune Sagan. Întreg, știe toate cărțile lui. Poate a mai apărut în limba română, dar nu la voi la editură. Poate ar fi interesant și Creierul lui Broca. Acolo este, cum să zic, un fel de prefață la cartea Lumea și Demonii ei, o carte pe care am citit-o pe nerăsuflate. Este căutați-o prin biblioteci, prin anticariate, pentru că, într-adevăr, veți afla lucruri care vor fi completate mai apoi în Lumea și Demonii ei. Da, cred că de Creierul lui Broca, nu știu dacă am în bibliotecă, dar sigur de ea, de această carte am auzit undeva prin clasa 11-a sau 12-a de liceu. A apărut înainte de Revoluție, a fost și a dispărut imediat. Am luat-o pe sub mână. Pentru că era cu adevărat formidabilă. Și acolo formula ideea de scepticism, nu în sensul filozofic al cuvântului, ci în sensul de scepticism rațional. Nu pot să cred ceva dacă n-am dovezile corespunzătoare pentru acel ceva. Ca să rezum eu așa foarte neplastic, Sagan o face mult mai bine, dar o face pe mai multe pagini. Este Sagan unul dintre cei mai mari popularizatori ai științei? Și aici aduc în discuție, pentru că noi am mai discutat despre treaba asta și chiar am amintit acest lucru într-un material video realizat cu fizicianul Cristian Presură. Am vorbit despre treaba asta și a completat și el foarte frumos. În susținerea și în ajutorul operei lui Carl Sagan, dar mai ales dacă face referire la celebra carte, bestseller, Cosmos, l-a ajutat într-adevăr pe Carl Sagan și documentarul științific pe care el l-a realizat și l-a prezentat prin anii 80, documentar care purta același titlu ca și cartea. Cosmos. Da, Carl Sagan a avut de suferit, să știi. Multă vreme era considerat un eretic în lumea oamenilor de știință, care consideră că, sau considerau pe vremea aceea, că nu e bine ca un om de știință să-și pierdă timpul cu povestirea științei, cu popularizarea științei. Între timp, lucrurile evident s-au schimbat. Avem un Feynman care are niște cărți de popularizare extrem de bune. Îl avem și pe cu găurile negre. Uite când scapă numele. Ce lapsus am? Am probleme cu numele. Deci, Richard Dawkins, Destrămarea curcubeului. Hawkins, da, Hawkins. Dar uite-vă cum îl cheamă pe cel cu teoria găurilor negre, cu Universul într-o nucă, a scris cartea. Black Hole. Stephen Hawking, nene, uite, băi, ce... Îți dai seama. Asta se întâmplă. Și sunt, adică încep să apară din ce în ce mai mult oameni de știință valoroși, care își popularizează cercetările. Chiar și laureați de premiu Nobel am văzut povestindu-și sau povestind știința pe care au descoperit-o ei și descriind lucrurile într-un mod extrem de agreabil și, repet, cu valențe literare de netăgăduit. S-au schimbat lucrurile din anii 60, când Carl Sagan, tânăr cercetător, începea să povestească Universul până, iată, după 60 de ani, când din ce în ce mai mulți oameni de știință se îndreaptă către, și către popularizare.
Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Cristian Român, senior editor revista Știință și Tehnică, și am vorbit despre cartea Lumea și demoniei, știința ca lumină în întuneric, și bineînțeles și despre personalitatea autorului acestei cărți, Carl Sagan, carte publicată în colecția de știință Matesis a editurii Herald. Mulțumim foarte mult, Cristian Român. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută la cărțile lui Carl Sagan.